Salutare! Bine m-am găsit la cel de-al doilea webinar din cadrul webinarului susținute de compania Doriodent. În webinarul de astăzi vom realiza designul pentru restaurare pluridentară sub formă anatomică pe un sistem de implant multi-unit. O să începem prin a previzualiza fișierele respective. Avem o scanare de laborator cu scan body-urile atașate de model. Avem precum și o provizorie, o machetă realizată post-operatoriu și ne vom folosi de acestea pentru a determina planul de ocluzie și orientarea maxilarului în spațiu. Ok. O să deschidem softul dental DB, prin care, cu ajutorul căruia o să realizăm fișa și o să selectăm tipul de restaurare. Ok, la client putem alege numele doctorului, la nume putem alege de asemenea numele pacientului, la numele tehnician putem alege din librăria de tehnicieni care sunt disponibili în softul respectiv, putem alege tehnicianul care se ocupă de caz. Avem de asemenea și o secțiune de notițe în care putem selecta și edita anumite doleanțele pacientului sau cerințele medicului la cazul respectiv. Ok, o să previzualizăm prima dată fișierul. Avem 7 implanturi. Ok. Pentru acest tip de restaurare va trebui să folosim digital copy milling pentru a avea un fișier cât mai bine predefinit. O să folosim anatomic WaxUp. Este o restaurare înșurubată. O să selectăm materialul, tipul de material zirconia multilayer. Fiind o restaurare pe implanturi, o să trebuiască să folosim screw retain. Avem 3 funcții prin care putem folosi funcția de lucrări înșurubate. Avem funcție în care avem scan markerul scanat individual, fiind o scanare separată față de scanarea propriu-zisă a modelului de lucru. Avem opțiunea când avem modelul scanat împreună cu scan body-ul pe model și opțiunea când avem un TBA scanat în laborator sau un alt bond. După cum putem vedea în scanare, avem scan body-urile scanate pe model. Okay. Avem un pre-op, avem un model preliminar, avem o scanare de gingie extra și putem selecta scan body in main scan. Înseamnă că scanarea, scan body-ul a fost făcută pe modelul master. Ok. Putem selecta orientativ cam ce poziție de dinte este pentru implanturile respective, pentru că WaxUp-ul cumva urmărește forma finală a restaurării, nu și poziția implantului. Selectăm pentru 1.6, 1.5, 1.3 ca fiind orientativ stâlpurile lucrărilor protetice. Ok. Și pentru celelalți dinți o să selectăm Pontic WaxUp. Nu putem folosi în același timp Anatomic WaxUp și Pontic WaxUp. Nu putem folosi în același timp Anatomic WaxUp cu Anatomic Pontic. Putem folosi doar Anatomic WaxUp cu Pontic WaxUp. Avem o scanare, avem two stone model in occlusion, avem două scanări de modele în ocluzie. Ok, save. Mergem pe funcția de design.
Următorul pas va fi de importarea fișierelor sub formă manuală în soft. O să merg și să import scanarea. Softul ne indică trebuie să importăm scanarea arcadei maxilare, avem upper jaw. Wax-up, nu putem spune că avem un wax-up, avem un pre-op. Wax-up-ul o să-l generăm creând o nouă formă. O să mergem cancel. Softul ne atenționează că nu avem o scanare de wax-up în proiect. O să mergem pe funcția de proceed with virtual wax-up design, înseamnă că noi va trebui să generăm un wax-up. Avem pre-op și scanarea pentru gingie, precum și scanarea pentru arcada antagonistă. Okay. La fel, softul ne atenționează asupra orientării scanării. Mergem un pas următor. Putem în acest pas să verificăm poziționarea pre-op-ului. Okay. Și prin o poziționare automată putem poziționa din nou scanarea pre-op față de modelul master. De obicei trebuie verificat acest tip de poziționare pentru că uneori scanările nu prea sunt precise 100%. Okay. Prin 3 puncte aliniem scanarea de pre-op față de modelul master. Okay. După care îi putem da o poziționare cât mai precisă față de model, best fit matching. Ok, mergem în pasul următor. Pasul următor va fi alegerea din librăria de implant pe care o avem la dispoziție, tipul de implant și pe ce piesă protetică dorim ca să continuăm. O să alegem pe o platformă de T-Base. Okay. Pentru dintele 1-6, softul ne indică să detectăm poziția implantului. Avem un punct de referință care îl putem da pe scanarea scambadiurilor. Okay. După care softul automat poziționează în funcție de librărie. Putem folosi la fel ca la poziționarea modelului pre-op față de modelul master aceeași funcție best fit matching pentru o poziționare cât mai precisă. Okay. Același lucru îl facem pentru celelalte implanturi.
și pentru ultimul implant. Ok. Următorul pas ar fi alegerea profilului de emergență, dar putem să repetăm acest pas pentru că nu realizăm un bon customizat. Nu avem nevoie neapărat de profil de emergență. Mergem next pentru toate implanturile, după care soft automat ne generează librăria standard pe care trebuie să o poziționăm. Okay. O să mergem în expert pentru a schimba librăria, dar nu înainte să generăm un plan pe care putem să lucrăm. Ok. Mergem în partea dreaptă, Add Custom View, pentru a ne întoarce de fiecare dată în această vizualizare. Ok. După care putem schimba librăria. După care putem merge pe tot placement pentru poziționarea dinților. Putem afișa și pre-op-ul pentru a vedea cât mai bine încadrarea în arcadă. Folosind tehnicile de poziționare ale librăriei, putem să poziționăm foarte ușor librăria. Avem zone de interferență care le vor retușa ulterior. Sau cu tasta Shift putem mări sau micșora. Ok. Screw channel, putem verifica direcția găurilor de acces ocluzal. După cum vedem vedea, în dreptul caninului o să fie în partea vestibulară. Okay. Același lucru facem pentru lateral, îl mărim. Și putem încadra în arcadă. Același lucru face și pentru incisivul central. Ok. Putem micșora lateralul. Ok, după care, dacă forma este ok și dorim să continuăm mai departe cu cadranul 1, putem copia în oglindă pentru cadranul 2.
Operațiunea asta cumva îți oferă posibilitatea să economisești timp. Dentala centrală, mai vestibular pentru a avea un acces cât mai estetic. Ok. După care mergem pe funcția de copy mirror tooth pentru a copia în oglindă. Okay. Îl tratăm ca o librărie din Exocad. Desigur că după ce am poziționat, întotdeauna putem să facem modificări. Mergem pentru copierea lateralului. Ok. Îl încadrăm în arcadă. Pentru canin. Verificăm scroll channel-ul. Probabil le vom mai vestibulariza deci prin incizal pentru a nu mai avea accesul ocluzal în partea incizală. Mirror copy another. Pentru 2-4 același lucru, înlocuim. Verificăm de fiecare dată după planul de ocluzie ales în prim plan poziția și simetria între cele două cadrane. Ok. Același lucru îl facem și pentru molar. Și în funcție de poziționare putem activa show distance. Okay. După care avem două arcade aproximativ simetrice, avem două mi-arcade aproximativ identice, pe care le putem edita. Ok, verificăm cu scroll channel. Mai putem vestibulariza pentru a nu avea accesul de gaură dinspre incizal. Ok. Ok. După care avem posibilitatea să îi modificăm individual, dar ne modificând foarte mult, ne intervenind asupra formei foarte mult, doar
pentru a regla relația de ocluzie. Punctul de contact între ele. Vestibularizat. Ok. Încercăm să redăm punctele de contact. Ok. Cu toți parți facem același lucru și pentru cadran opus. Cu antagonist putem vedea zonele de interferență și intercuspidarea maximă. După ce am finisat cât de cât toate detaliile, putem merge în expert, abatement buttons, putem îngroșa la nivelul bontului, atât grosime închiderii marginale. Ok. După care va urma adiția de gingie falsă. Avem nevoie să generăm un spațiu de deretentivizare. Alegem asta pentru a finisa zonele mai puțin convexe ale gingiei. Zone poate avem deformități ale scanării. Okay. Virtual Wax Bottom. Alegem un ax de orientare cât de cât dinspre axul implantului. Avem un button properties, adică un spațiu care este deretentivizat peste câmpul protetic de 0.03 mm. Ok. După care avem funcția de gingiva base design pentru a genera o gingie falsă care să înconjoare librăria. Cu o linie punctată putem defini zona unde se va închide gingia falsă. Dar nu este ceva obligatoriu, adică ulterior o putem reduce. De preferat să venim în exteriorul axului dinților pentru
pentru ca gingia să urce interdentar mult mai bine. Am și parametrii legați de grosimea bazei, de grosimea cervicală. După care avem o funcție de, la fel ca și la librărie, avem o funcție de freefall gingiva design. Avem o zonă de grosime undeva 0.4 sau peste 0.4. O putem dezactiva și avem două funcții, small region, prin care putem modifica gingia falsă doar la porțiuni mici. Precum și huge region, prin care putem modifica structura gingiei la nivel mai mare. Încercăm să acoperim foarte bine zona de coleta a librărilor. Încercăm să obținem o simetrie a coletelor. Putem verifica prin Custom View, ce l-am selectat principal. În pasul acesta avem posibilitatea să mai reducem din țesutul de gingie falsă. Okay. Prin activând funcția Keep Bottom and Boundary Fixed, cumva ne oferă posibilitatea să mai reducem din gingia falsă, trecând peste faptul că am detectat o închidere a gingiei false. Ok, cu smooth venim și finisăm ușor. Acoperim zonele care sunt vizibile. După ce am finisat gingia, avem posibilitatea atât să reducem dacă avem nevoie pentru placare cu ceramică sau compozit, și softul automat ne detectează porțiunea care va fi redusă. Zona cu albastru va rămâne neredusă, zona cu galben spre portocaliu va rămâne redusă. Se va reduce în funcție de ce valoare selectăm în scanarul din stânga. Ok, eu o să merg pe porțiunea Full Anatomic, nu o să reduc gingia. O să mergem, o să selectăm toată arcada sau toți dinții, putem pur și simplu dând click stânga pe arcadă. Și avem funcția de Generate Virtual Wax-Up Scan. Okay.
În momentul acesta, softul unește gingia falsă cu librăria pe care am selectat-o pentru design și cumva generează un singur STL care va fi ulterior adaptat pe multi-unit respective, pe cilindri respectiv sau pe T-Base, depinde ce avem posibilitatea să folosim. Și mai putem face retușări ulterior. Foarte important ca în momentul în care poziționați librăriile împreună cu gingia falsă să fie întotdeauna în contact, să fie întrepuse una între alta pentru a avea o adaptare mult mai bună și a nu avea erori în urma generării WhatsApp-ului. Normal, placa video lucrează foarte mult în momente ca astea, pentru că sunt foarte multe calculări în același timp. După care freeform, vedeți, toată piesa este unită, putem da smooth. Pentru a finisa mai mult, să nu avem zone concave în contact cu gingia. Smooth. Niciodată încerc să nu las zone concave la, în contact cu gingia, chiar dacă avem un pic de compresie. Acum depinde de fiecare parte cum își dorește să aibă forma gingiei în contact cu mucoasa. După care putem să verificăm un fel de contact oculzale, dacă vrem să le mai îndepărtăm, încercăm cu freeform, până cu cea mai mică pensulă. Yeah.
Asta au fost pașii prin care am realizat o restaurare anatomică pe un sistem de implant de cilindri pe multi-unit. Putem folosi ca probă pentru a valida planul ca o restaurare din compozit. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne putem revedea în următorul webinar.